Har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Mergem mai departe în călătoria către cer, pregătirea pentru cer, călătoria către cer, pregătirea pentru cer este parte componentă a călătoriei către cer și pregătirea se face de către Duhul lui Dumnezeu pe baza deschiderii noastre. Am ajuns la episodul 69 care poartă ca titlu Faptele lui Hristos, nu faptele omului. Ce-o fi vrând să spună aceste cuvinte inspirate din Biblie, faptele lui Hristos, nu faptele omului. Nu cumva ar vrea să spună că faptele omului de fapt nu există pentru că Hristos vrea să lucreze prin noi? Vom lămuri acest subiect pe parcursul acestui episod și ne bucurăm pentru lucrul acesta și astăzi, dacă am ajuns la acest episod 69, faptele lui Hristos, nu faptele omului, vă invit cu toată dragostea, cu toată plăcerea, dacă vă place episodul acesta și cele anterioare, să nu uitați că în Cuvântul Creator pe YouTube, de la EP1 până la EP69, adică episodul 1 la 69, sunt multe episoade care pe mine m-au impresionat foarte mult pentru că n-au fost puse de la mine și de la Dumnezeu, care vă așteaptă și așteaptă ca să fie vizionate toate. De ce n-am vizionat și episodul 1 și 2 și 5 și 7 și 9? Există episoade cu grădina, există episoade despre pădure, există episoade despre diferite domenii ale vieții de credință în ce privește viața noastră spirituală, o evanghelie pur practică adaptată pentru secolul nostru 21. Evanghelia este perfect valabilă și acum nu știu câte sute de ani și acum și în viitor și în vecii vecilor spune că poporul lui Dumnezeu se va minuna și o veșnicie mântuiții lui Dumnezeu vor studia Biblia și Evanghelia și vor studia dragostea lui Dumnezeu pe parcursul istoriei păcatului. Da, vă invit și la episoadele de început. De la 1 până 69 le găsiți pe YouTube, tastând Cuvântul Creator, episodul 5, dacă vreți să vedeți episodul 10 sau 12 sau până la 69 de astăzi. Bun, invitația a fost făcută. Legăm de acest titlu, Faptele lui Hristos și faptele omului. Ce vrea să spună că Hristos este Duh, Hristos este invizibil cu ochii omenești, însă El are un trup de slavă și are și influența prezenței sale. Cum ar putea Hristos să lucreze fapte dacă pe El nu-L vedem? Nu-L vedem, dar Dumnezeu spune că la început Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Dumnezeu zice și se face. Noi nu putem să-L vedem pe Tatăl și pe Fiul pentru că ei sunt duhuri, dar au și trupuri de slavă și dacă noi am vedea trupul Tatălui și al Fiului, am pica jos, pentru că suntem făcuți din carne păcătoasă și nu putem să vedem și să mai trăim. Din cauza aceasta, El nu se arată, nici Tatăl, nici Fiul nu ni se arată nouă într-o prezență reală. Pentru că nu putem pica, murim de urgență, nu putem să suportăm acea slavă a lui Dumnezeu și să mai trăim. Pe timpul lui Moise, Dumnezeu a venit într-un rug de foc, dar a fost Duhul lui, pentru că dacă venea trupul lui, trupul lui este mult mai strălucitor și mult mai ucigător decât acel foc cu care ardea rugul. Deci nu poate ochii omenești să-L vadă pe Dumnezeu și să mai trăiască. De aceea, El vine prin influența sa, prin puterea sa, în înțelesul omenesc, adică prin Duhul Lui. Prin Duhul Lui și prin Duhul Lui a creat cerul și pământul, prin Duhul Lui întreține vegetația, face ca planetele și soarele să nu cadă de pe cer, prin Duhul Lui se manifestă și în noi, prin Duhul Lui ne vindecă, prin Duhul Lui face ca inima să ne bată în piept. Iacov 2:20. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, credința fără fapte este moartă? Care fapte? Faptele omului? Nu, faptele lui Hristos. Noi cum spunem credință în Dumnezeu, în credință sunt incluse și faptele. Faptele lui Dumnezeu, nu faptele noastre. Faptele credinței, cum le mai spunem noi. Așa spune în Iacov 2:20. Credința fără fapte e moarte. Credința fără fapte nu e credință. Da, frate, dar
Domnul a făcut tot pentru noi, nu trebuie să ne mai oposim noi să facem nimica. Păi nu noi. Nu noi, că ar fi legalism. Hristos prin noi. Hristos prin noi. Domnul ne-a dat acest trup și El prin acest trup vrea să facă niște fapte, și anume fapte bune, faptele credinței. Faptele credinței. Credința fără fapte e moartă. Cum putem să ne dăm seama că avem credință? Dacă avem fapte. Și anume, nu orice fapte, fapte bune. Și nu fapte făcute în puterea noastră într-un stil fariseic și legalist. Și în puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să lucreze prin noi. Vrea să lucreze prin noi folosindu-se de acest trup de țărână din care suntem făcuți. De aceea, trupul nostru trebuie să asculte de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu vrea să lucreze prin noi. Și nu noi folosim Duhul lui Dumnezeu, ci Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu vrea să ne folosească pe noi, în lucrarea Lui. Pentru că Domnul are un plan cu fiecare dintre noi. De la leagăn până la coșuc, Domnul are un plan cu fiecare dintre noi, fără să ne influențeze. El dorește să facem anumite lucruri ca să fie fericit. Ce tată nu se bucură când fiul său ascultă de el? Ce mamă nu se bucură când vede că copilașul ei ascultă de ea? Ce tată nu iubește fiul? Ce mamă nu iubește pe fiul născut de ea? Îl iubește. Tocmai pentru că ne iubește Domnul Dumnezeu, tocmai din aceea vrea să ascultăm de el și tocmai de aceea vrea să se folosească de această carne din care ne-a făcut, ca această carne să asculte de el, aceste oase, această minte să asculte de el, pentru că el ne vrea binele. Știe că noi că suntem căzuți în păcat și mintea noastră nu mai funcționează corect datorită căderii în păcat. E mintea carnală, mintea firească. Însă, dacă ne lăsăm direcționați de Tatăl Ceresc prin Duhul Lui, care ne dorește bine și care ne iubește atât de mult încât a dat pe singurul Său Fiu, pe Domnul Iisus Hristos, pentru noi, ca să trăim veșnic, cum nu ne va da El o direcție bună, o călăuzire bună spre binele nostru? Noi când ne depărtăm de Dumnezeu, noi ne facem singur rău. Ne producem rău singur, pentru că ascultăm de mintea noastră carnală, mintea noastră pământească, firească, drăcească. Se spune, e o vorbă, zice, cel mai mare dușman al omului e el însuși. El însuși e cel mai mare dușman. Eu însuși sunt cel mai mare dușman al meu dacă mă separ de Dumnezeu. Nu e bine să mă unesc cu Dumnezeu? E bine, pentru ca să vă duc bine. Și pe pământul acesta și pe deasupra Domnul îmi dă în dar, fără niciun merit, pentru că nu se obține printr-un merit al nostru omenesc, în dar, dar prin ascultare de Dumnezeu. Domnul atât ne cere să ascultăm de poruncile Lui, de legile Lui, de cuvântul Lui. Domnul i-a spus lui Adam și Eva, poți să mănânci din orice pom, dar din pomul ăsta n-ai voie să mănânci. Asculți de mine? Bine. Nu asculți? Mori. Asculți de porunca mea? Bine. Nu asculți? Mori. E clară treabă. Cine zice că putem să fim mântuiți fără să ascultăm de Dumnezeu, e un mincinos. Atenție, nu în puterea noastră, nu prin legalism. În Duhul și în puterea Lui. Adică prin faptele credinței, prin credința în Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. De câte ori să ne mai explice Dumnezeu lucrul acesta? Că nu prin puterea noastră. De câte ori? De câte ori? Că nu prin legalism. Nu. Prin puterea lui Dumnezeu. Deci faptele trebuie făcute obligatoriu. Dar nu prin legalism, nu prin puterea noastră, și prin puterea lui Dumnezeu. Adică prin credință. Credința este cablul de legătură care unește slăbiciunea noastră infinită cu puterea lui Dumnezeu infinită. Să medităm la lucrurile acestea și să ne dezbărăm de toate învățăturile nenorocite pe care le-am auzit în stânga și în dreapta, de la oameni așa ziși și cu studii multe, cu credință multă. Să ne dezbărăm de ele, pentru că nu se poate așa ceva. Fapte trebuie să facem obligatoriu. Fără fapte nu putem intra în împărăția cerului. Da, dar nu faptele noastre. Faptele lui Dumnezeu prin noi, prin credință. Amin. Iacov 2:26. După cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moarte. Vrei să înțelegi, om nesocotit, spunea apostolul Iacov, că această credință fără fapte este moartă? Vrei să înțelegi că e nevoie de fapte? Fără fapte nu putem să fim mântuiți, dar nu faptele noastre, așa râde diavolul, că ce, vrei să intri în împărăția celor prin faptele tale?
Nu, prin faptele lui Dumnezeu, folosindu-se de trupul meu. Galateni 5,22. Roada Duhului din potrivă este dragostea, pacea, credincioșia, blândețea, bunătatea, bucuria, facerea de bine, înfrânarea poftelor, îndărungă, răbdare, întreținute prin acest duh de rugăciune, prin credință. Și aceste roade binecuvântate pe care Dumnezeu le dorește de la noi se dovedesc a fi autentice prin faptul că ele rezistă chiar și la cele mai crâncene încercări. Adică voi avea roade nu numai când îmi merge bine, când am toate poftele cărnii împlinite, și când îmi merge rău, când carnea suferă. Am și pace și când îmi merge rău, am bunătate și când îmi merge rău, am dragoste și când îmi merge rău. Cum i-a spus Iov lui soția lui care îl ispitea ca să blesteme pe Dumnezeu? Zice, blesteamă pe Dumnezeu și mori. Dar Iov și i-a zis, Iov credinciosul, și Domnul dorește și noi să fim la fel. Vorbești ca o femeie nebună. Ce primim binele de la Dumnezeu și să nu primim și rău? Cu alte cuvinte, ne bucurăm când primim binele de la Dumnezeu, dar când credința noastră este testată, nu ne mai convine. Mai vine și cât un examen și cât un test al credinței și atunci noi trebuie să avem roade când nu ne merge bine. Necazul, suferința sunt foarte bune. Noi trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru necazurile, durerile și suferințele prin care trecem. De ce? Ne spune foarte frumos Domnul și prin apostolii săi, prin Iacov, prin Petru, ne spune că suferința, necazul aduce, contribuie la mărirea credinței. Îmi crește credința când trec prin focul încercărilor. Și eu trebuie să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceste încercări. Pentru că atunci mă apropii mai mult de Dumnezeu. Da, roadele Duhului. Roadele prezenței lui Hristos în noi. Hristos în voi, nădejdea slavei. Hristos în noi nu vine cu mâna goală, vine cu roade. Îmi aduce dragoste pentru că de la mine nu am dragoste. Îmi aduce bunătate pentru că de la mine nu am. Îmi aduce înfrânarea poftelor pentru că de la mine nu am. Și toate aceste roade le voi face nu prin legalism, adică împotrivindu-mă în puterea mea în mod artificial. Le voi avea în mine în mod natural, pentru că Hristosul din mine va avea aceste roade. Și atunci când dragostea îmi va fi testată în suferință și în necaz, Hristosul din mine va produce acea dragoste în fața suferinței. Hristosul din mine va produce acea mult dorită înfrânare a poftelor cărnii. Hristosul din mine îmi va produce îndelungă răbdare și nu mă voi enerva imediat. Să medităm la roadele prezenței lui Dumnezeu în noi. La roadele prezenței, la roadele Duhului, pentru că Duhul nu e nimeni altcineva, este Tatăl sau Fiul. Tatăl are trup de slavă acolo sus în ceruri, Fiul are trup de slavă acolo sus în ceruri și El intră în acest trup de carne al nostru prin puterea influenței sale, prin Duhul Lui. Dar și diavolul intră prin Duhul Lui cel rău, firea pământească, firea duhovnicească, nu? Depinde pe care îl primim. Dacă îl primim pe Dumnezeu, pleacă cel rău. Dacă primim pe cel rău, pleacă Dumnezeu. Nu poți să stea unul lângă altul. Însă Dumnezeu a lăsat libera alegere la latitudinea noastră, a oamenilor. De ce a lăsat libera alegere? Ca să se vadă dacă noi, de bună voie, cum se spune și nesilit de limen, îl alegem de bună voie pe Dumnezeu sau pe Satan. Dumnezeu nu ne forțează. Ce dragoste e aia care să ți-o impune cu forța? Dumnezeu ne iubește atât de mult încât nu ne forțează să alegem binele, să ne intre bine în cap. Din El nu ne forțează să alegem binele. Atât de mult ne iubește că nu ne forțează să alegem binele. Dacă eu vreau să aleg răul, sunt liber să aleg răul. Dacă vreau să aleg binele, sunt liber să aleg binele. Sunt de plin liber ca să aleg binele sau răul. Este alegerea mea. Are și omul ceva, alegerea, decizia lui. Restul face Dumnezeu sau cel rău, depinde pe care l-ai ales. Galateni 1:1. Pavel, ce frumos spune, apostol nu de la oameni, prin ridicare de mâini ca la parlamentele lumii, cum se fac acum alegeri în biserici. Cum spuneam,
Se ridică un frate și îl propune să fie prezbiter pe cutare frate. Altul se ridică și îl propune pe celălalt frate. Și care are mai multe mâini ridicate pentru el, ăla consideră că este considerat că e pus de Dumnezeu. Nu e adevărat. Nu de la oameni, pentru că Dumnezeu pune oameni de sus în jos, prin ungere, nu de jos în sus, prin ridicare de mâini. Nu se poate. Așa că uite-l pe fratele nostru Pavel. Fratele nostru Pavel a fost apostol nu prin vot, ca la biserici, nu prin ridicare de mâini, ci de la Dumnezeu. Ce frumos zice, Pavel apostol nu de la oameni, prin vot, prin ridicare de mâini. Nu, nu de la oameni. Nici printr-un om, că a avut, eu știu, pilă pe cineva, pe cineva mai mare, nu printr-un om, recomandat de către un om, numit de către un om, cum se numește acum în instituțiile conducătorilor omului, apostol, nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Iisus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl care l-a înviat din morți. Prin ungerea Tatălui prin Fiul. Ungere. Așa se puneau conducătorii în vechime. Prin ungere turnau un de lemnul acela care simboliza Duhul cel Sfânt, așa cum apa botezului simbolizează nașterea din nou. Nu că ești născut dacă intri în apă, nu. Nu că ai puteri miraculoase dacă mănânci acea bucățică de pâine când iei cina Domnului, nu. Acestea sunt doar simboluri care atestă că în noi s-a făcut o lucrare, am dat lui Dumnezeu să facă în noi o lucrare. Că am fost născut din nou în cazul botezului, că am dus o viață de sfințenie, am băut sângele și trupul Domnului Iisus Hristos în mod real, așa, din punct de vedere spiritual, și în ce privește botezul, că am fost spălați și născuți din nou din apa cunoștinței, apa cuvântului lui Dumnezeu simbolizat prin botezul cu apă. Ce frumos ne pune Dumnezeu în ordine gândurile, mintea și ne spală de toate minciunile celui rău. De ce e Biblia așa de groasă? Pentru că diavolul a așezat asupra adevărului lui Dumnezeu mult gunoi de minciuni, mult gunoi a eroilor. Și noi trebuie să cercetăm, să dăm la o parte tot gunoiul ăsta a minciunilor și a erorilor pe care diavolul le-a pus peste aceste adevăruri, până acolo încât vom descoperi cele 10 porunci în care este concentrată întreaga Biblie. Pentru că esența vieții de creștin e Sfânta Scriptură. Centrul Sfintei Scripture, Noul Testament, cum spuneam, centrul Noul Testament este Evanghelia lui Dumnezeu scrisă, este o singură variantă scrisă în Evanghelie scrisă în 4 variante. Centrul Evangheliei este predica de pe munte, centrul predicii de pe munte este constituit din cele 10 porunci, centrul celor 10 porunci este o persoană, este Domnul Iisus Hristos. Noi nu trebuie să separăm pe Domnul Iisus Hristos de poruncile Lui. Nu trebuie să separăm credința de fapte. Toate merg împreună. Așa spune diavolul. Da, frate, dar ce credință ai dacă... Da, se că am credință, merge, nu e nicio problemă. Nu se poate așa ceva. Toate merg la un loc. Și credința, și faptele, și ascultarea. Domnul Iisus Hristos a făcut totul, noi nu trebuie să mai facem nimic. Ai zis bine, nu noi, dar Hristos prin noi vrea să facă. Hristos vrea să fie proslăvit prin acest trup de carne, cum spuneam. Slăvit să fie Domnul. 2 Petru 1 cu 5 la 7. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uneți cu credința voastră fapta. Titlul temei de astăzi, care este faptele lui Hristos, nu faptele omului. Faptele omului înseamnă legalism. Faptele lui Hristos se fac prin credință, dar Hristos vrea să facă fapte prin trupul nostru. Nu prin faptele noastre omenești, dar totuși fapte tot ni se cere prin trupul acesta. Și aceste fapte vin prin credință. Să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Haideți să o luăm de la început. Acest verset mai este numit și
mai este numit sub forma acestei formulări. Treptele lui Petru. Vă să zic că prima dată e credința. Credința mă pune în legătură cu Dumnezeu, da? Credința este cablul de legătură care unește slăbiciunea mea cea infinită cu puterea infinită a lui Dumnezeu. Credința. După credință, sau credința se manifestă imediat prin fapte. Zice, să uniți cu credința voastră faptă. După credință vine fapta. Automat e legat. E legată credința de faptă și faptele sunt incluse în credință. Nu ai fapte? Ce fapte? Păi felul cum te îmbraci, felul cum vorbești, fapta e și cum te îmbraci, faptul e și cum vorbești, fapta e și cum... Fapta credinței. Fapta e și cum... cu ce te hrănești, fapta e și cum locuiești, fapta este și cum îți câștigi existența, fapta este și cum te căsătorești, fapta este și cum îți educi copiii, dar fapta a credinței, nu legalism. Nu legalism. Legalism e puterea noastră. Deci să unim cu credința noastră fapta. Și anume faptele credinței, faptele lui Hristos prin noi. Cu fapta ce mai trebuie unită? Cunoștința. Aha. Domnul Iisus Hristos le arăta fapte ucenicilor și după aceea, după ce făcea fapte și minuni foarte mari, stârnea curiozitatea în ei. Deci fapta stârnește curiozitatea în oameni și ca urmare a acestei curiozități, însoțită de numeroase semne de întrebare, vine răspunsul și apare cunoștința. Doamne, de ce ai făcut-o așa? Doamne, de ce ai făcut așa? Care va fi sfârșitul templului? Care va fi sfârșitul pământului acesta? Se stârnea curiozitatea și ucenicii, ei singuri veneau și îl întrebau pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că era curiozitatea stârnită de cine? Tot de credința în Domnul Iisus Hristos. Să unești cu credința fapta, cu fapta cunoștința. E importantă cunoștința? Este, pentru că viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Asta e viața veșnică, să-L cunoaștem. Și cunoașterea, cum putem să îl cunoaștem pe Dumnezeu? Teorie? Teologie? Toată ziua ne facem capul mare de multă teologie și fapte deloc. E bună cunoștința, dar fără fapte n-ai rezolvat nimic. Rămâi fariseu, rămâi legalist. Dar însoțită de fapte, atunci prin fapte îl cunoaștem pe Dumnezeu cel mai bine și vom putea să fim ridicați la cer. Cu cunoștința, Domnul ne spune să unim, de fapt El unește, înfrânarea. Înfrânarea. Deci Dumnezeu ți-a spus în Biblie ce e bine, ce e rău și atunci, și acum tu care ești creștin autentic și ai luat-o în serios cu mântuirea, alegi binele și atunci începi să te înfrânezi. Domnul zice să nu minți, mă înfrânesc să nu mint. Domnul zice să nu curvesc, mă înfrânesc să nu curvesc. Domnul zice să nu fur, să nu poftesc, mă înfrânesc să nu fur și să nu poftesc. Domnul zice să nu mă închin la idol, să nu fac idoli, mă înfrânesc. Ce înseamnă idol? Idol este orice lucru sau fenomen pe care îl iubesc mai mult pe el decât pe Dumnezeu. Ăla e idol. Mă înfrânesc în urma cunoașterii. Domnul spune, vezi că cu tare lucru e păcat, înfrânează-te la el. Dar eu pot să mă înfrânesc singur în puterea mea? Nu pot. Și atunci eu când aleg să mă înfrânez la cutare păcat pe care vocea conștiinței prin Duhul lui Dumnezeu îmi spune că e păcat, e ca și cum aș apăsa pe buton, cum aș apăsa pe butonul ăsta negru de aici din față, atunci vine pe baza înfrânării mele, la păcat vine Domnul și mă ajută cu puterea lui cea infinită și atunci reușesc. Pentru că El reușește pe baza alegerii mele. Când am apăsat pe butonul înfrânării, ca să vorbim așa, se declanșează automat acțiunea lui Dumnezeu și vine și mă ajută. Înfrânarea. Pe baza cunoștinței vine înfrânarea. Pe baza înfrânării, hai că mă înfrânez odată, de două ori, de trei ori, de câte ori, Doamne, să mă înfrânez la toate păcatele. Trebuie să ne înfrânăm toată viața. Și atunci putem noi să ne înfrânăm toată viața? Ne înfrânăm toată viața dacă avem răbdare. Și atunci înfrânarea trebuie unită, va fi unită, nu că trebuie, că cuvântul acesta trebuie, e impersonal, nu te duce nicăieri. Va fi unită cu răbdarea. Deci îți trebuie răbdare să te înfrânezi toată viața la păcat. Răbdare.
și chiar îndelungă răbdare. E bună răbdarea? Păi da, e chiar roada a Duhului răbdarea. Cu răbdarea evlavia. Ce înseamnă evlavia? Evlavia este dragostea asta foarte mare de Dumnezeu, să fiu împreună cu El, respectul deosebit față de Domnul Iisus Hristos și de Dumnezeu Tatăl. O dragoste și o teamă sfântă, o rușine față de El, o dragoste imensă încât nu vreau să păcătuiesc din dragoste ca să nu-L deranjez pe Tatăl Ceresc, care știu că acel păcat pe care eu doresc, firea mea pământească dorește să-l facă, îl deranjează și îl supără. De ce îl supără? Pentru că mă iubește, pentru că dacă nu m-ar iubi, nu l-ar supăra când eu păcătuiesc și fac un lucru rău. Și nu vreau să-l deranjez. De ce? Din dragoste. Cu răbdarea evlavie. E piesă componentă, e o altă treaptă, treapta a șasea a lui Petru. Cu evlavia Domnul zice dragostea de frați. Oh, dragostea de frați. Nu poți să iubești pe frați dacă nu ai prima dată credință, fapte, cunoștință, înfrânare, evlavia, răbdare. Nu poți să iubești pe frați. Ce înseamnă frați? Frați care au același tatăl, l-au pe Dumnezeu, care merg în aceeași direcție cu noi. E vorba de cei, credincioși care au luat-o serios cu mântuirea. Nu toată lumea sunt frați. E vorba de frații spirituali care vor să fie mântuiți, cu care poți să ai o părtășie, care văd lucrurile așa cum ți s-a descoperit și ție, care au o inimă curată și merg în direcția de a fi umpluți cu Duhul lui Dumnezeu. Aceștia sunt frații noștri. Dragostea de frați. Poți să ai dragoste de frați fără să ai credință, faptă, cunoștință, înfrânare, răbdare? Dacă ești desfrânat, poți să-l iubești pe un frate? Nu-l iubești pentru că ai o dragoste murdară, nu e o dragoste curată. Și dragostea murdară nu e dragoste. Dragostea trebuie obligatoriu curată. După dragostea de frați, tot mai e o treaptă și anume cea de-a opta și ultima, iubirea de oameni. Ha-ha! Pe frații ușor să-i iubești, pentru că na, vorbim aceeași limbă, mergem în aceeași direcție, avem același tată, ne asemănăm în stilul de viață cu ei. Dar mai e o treapă după dragostea de frați, mai e o treaptă și anume iubirea de oameni. Domnul ne cere să iubim pe vrăjmași care ne blesteamă, ne ocărăsc, ne batjocoresc, să iubim pe oamenii care sunt în vrăjmășie groaznică cu Dumnezeu, care păcătuiesc, cum s-ar spune, la orice pas păcătuiesc. Mergeam într-un autobuz și erau niște oameni care discutau, mai mulți acolo. Fraților, la 5-6 cuvinte, una era satana. La 5-6 cuvinte îl pomenea și pe satana. Cu dragostea de frați, iubirea pe oameni, de oameni. E bine, pe oameni și ăștia, Domnul spune că în puterea lui, nu în puterea noastră, va fi nevoie să iubim. Iubiți pe vrăjmașii voștri, pe cei care vă blasteamă, care vă înjură. Rugați-vă pentru ei, să ne fie milă pentru oameni. De ce trebuie să-i iubim pe oameni? Pentru că așa a poruncit lui Dumnezeu și unde e poruncă nu-i tocmeală, unde e lege nu-i tocmeală, unde e ordine cu plăcere. Nu trebuie să-l întreb eu pe el de ce. Pentru că dragostea nu are limite, nu are garduri. Dragostea se întinde, se extinde și către vrăjmași. Nu se oprește doar la familie, la biserică, la rude, la societatea imediată înconjurătoare. Dragostea se extinde și către cei care mă dușmănesc și chiar care, cei care vor să mă omoare. Pentru că pe om îl iubim. Noi nu iubim păcatul și Duhul cel rău care se află în om. Da, pe ăla nu-l iubim. Pentru că păcatul trebuie urât. Cum să iubești păcatul? Atunci cochetezi cu el și păcătuiești. Pe oameni trebuie să iubim. Cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Ce învățături minunate, ce învățături deosebite ne dă Domnul Dumnezeu. Ce frumos ne descurcă Dumnezeu ițele încurcate pe care le-a încurcat de cel rău și ce vrea El să înțelegem că faptele lui Hristos trebuie să le facem, nu ale noastre. Dacă noi trebuie să vorbim, cum spuneam în episodul trecut, numai vorbele lui Hristos, atunci și faptele să fie numai faptele lui Hristos, prin imboldul lui Hristos, prin impulsul lui Hristos în viața noastră. Putem să vorbim numai vorbe de la Hristos? Putem cu o singură condiție. Dacă noi locuiește în plinătate Duhul Lui. Putem să facem numai faptele Lui Hristos? Putem dacă în noi locuiește
Hristos prin Duhul Lui în plinătate și El își revarsă această putere prin mintea noastră, prin cuvântul rostit și prin faptele mâinilor noastre, prin fapt. Și anume faptele credinței. Dacă la cârma minții mele se află cel rău, atunci sunt spulberate aceste 8 trepte a lui Petru. Sunt spulberate și credința, și cunoștința, și înfrânarea, și răbdarea, și evlavia, și dragostea de frați, și iubirea de Domnului. Nu mai există așa ceva. Bineînțeles că există o cădere de la satanist 100% și există o anumită proporție, dar sau plin de Duhul lui Dumnezeu sau într-o anumită măsură am Duhul lui Dumnezeu. Dar balanța înclină. Se retrage cel rău sau se retrage Dumnezeu pe baza alegerii noastre. Să facă bunul Dumnezeu ca acest mesaj, acest cuvânt care nu e de la mine și e de la Dumnezeu, sunt sigur 100% de lucrul acesta, să ajungă până la marginile pământului și să ungă Dumnezeu cu undele lemnului cel sfânt toate urechile care vor asculta acest mesaj, ca acest cuvânt să-și facă lucrarea pe care Dumnezeu a proiectat-o atunci când m-a îndemnat să iau cuvântul acesta. Și așa cum spuneam, vă mai îndemn și acum la despărțire să vizionați toate cele 69 de episoade, pentru că toate sunt la fel de interesante. Nu mă interesează numărul de vizionări, mă interesează ca să ajungă cuvântul lui Dumnezeu la oamenii sinceri și acesta să lucreze sfințenia și toți cei care au ascultat acest mesaj să ajungă oameni sfinți, desăvârșiți, neprihăniți, plini de Duhul lui Dumnezeu, așa cum au ajuns să fie apostolul Pavel, Petru, Ioan, cei 11 apostoli, cei 70 pot să plece, e alegerea lui, problema lor. Dar cei care vor să-și ducă mântuirea până la capăt, să vizioneze aceste episoade cu dragoste, cu bucurie, neobligați și nesiliți de nimeni. De ce? Ca să lucreze. Pentru că foarte mult am văzut predici și prezentări practice care să le aibă pe toate. Eu cred că această carte are toate direcțiile principale și este complet inspirată din Cartea Cărților. Da. Dar această carte este Biblia, cum ar veni, normele de aplicare al Bibliei. Adică cum pot fi aplicate în ziua de astăzi normele de aplicare ale Sfintelor Scripturi. Și nu vă uitați la mine că sunt carne păcătoasă, dar eu cred că această carte e complet inspirată de Dumnezeu și vă recomand cu toată dragostea, cu toată bucuria. Și toate aceste episoade tratează subiecte pe care Domnul mi le-a descoperit și sunt sintetizate, sunt centralizate în această carte. Care e misiunea noastră de căpătâie? Solia Îngerului al Treilea, e neprihănirea precădeță, e adevărul prezent. Asta e misiunea, să ne pregătim pentru Împărăția Cerurilor, pentru că venirea Domnului aproape, ce facem? Ne găsește nepregătiți? Nu vom intra acolo dacă suntem nepregătiți. Răscumpărați vremea, să răscumpărăm vremea și să lăsăm pe Domnul să producă schimbările care mai sunt de făcut în viața noastră, să nu ne oprim. Duceți-vă mântuirea, duceți-vă sfințirea până la capăt, să ne ducem până la cap. Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste cuvinte, slăvit să fie Domnul, să luăm aminte la rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, Doamne, Tu de fiecare dată ne dai învățăturile Tale minunate. Doamne, aceste învățături sunt Duh și viață. Mișcă Tu inimile oamenilor, Doamne, să aibă putere cuvântul acesta la cei care vor asculta și să le schimbă viețile în bine, Doamne, ca să aibă și ei faptele credinței, nu faptele legaliste. Tu să lucrezi prin ei, Doamne, Te rog din tot sufletul. Pentru ei mă rog și mă voi ruga câte zile voi trăi pe pământul acesta. Prin Domnul Iisus. Amin.